Da, eu n-am fost, eu nici n-am văzut practic ceea ce s-a întâmplat la acel antrenament, fiindcă lucram separat cu două grupuri de jucători. Practic, pe mine ce m-a deranjat cel mai mult, m-a deranjat că el a ieșit din antrenament. Nu m-a deranjat absolut. Nici nu a fost o luptă fizică, după ce m-am informat. Practic, n-a fost ceva foarte, foarte grav. Pe mine m-a deranjat atitudinea lui și n-am putut să o accept la momentul respectiv. Aici vreau să fac o paranteză și să spun că eu am mai avut parte de așa incidente și niciodată nu mi-a plăcut să distrug viața unui jucător, adică să-l las pe drumuri sau să-l pun să antreneze cu echipa a doua, în condițiile în care Kipchoge este un jucător și eu sunt fel convins că ne va ajuta. A fost strict decizia mea, aseară am avut o ședință cu cei din conducere, mi-au spus că este decizia mea în continuare, n-am fost presat de absolut nimeni și eu nicăieri în cariera mea n-am ținut cont de niciun președinte de club care să vină să... Ce știți foarte bine, atitudinea mea și niciodată nu o să plec urechea la ceea ce mi se spune de la conducere și anume la formarea echipei, la introducerea primului 11, la formarea lotului sau la ceva de genul ăsta, nu accept, de aceea probabil sunt și la CFR acum și nu sunt în altă parte. De aceea am plecat și din Turcia la un moment dat, fiindcă nu sunt tipul care să îi se impună ceva și nu am stat de vorbă în prima fază cu capitanii de echipă și cu 5 jucători reprezentativi din echipă, le-am cerut părerea, toți au fost de acord că Alex ne poate ajuta în viitor și atunci probabil și bunătatea mea și mi-am dorit foarte mult ca el să revină. Relația mea pe care o aveam cu el din trecut, eu am vrut să-l iau și la Gaziantep, îl apreciam foarte mult și n-am făcut un pas în spate așa de complezență sau forțat de cineva, nu. Am făcut doar gândindu-mă la viitorul CFR-ului, la ceea ce trebuie să facem, jucăm din 3 în 3 zile până în decembrie, avem nevoie de jucători, el este un jucător antrenat, este un jucător care poate intra oricând să ajute această echipă și nu cred că trebuie să mai dau foarte multe detalii. A contat foarte mult și rugămintea lui Otto, care astăzi este ziua lui de naștere și care a venit la mine și mi-a spus că, mister, având în vedere că e ziua mea de naștere, îmi doresc foarte mult să-l reprimiți pe Kipchoge înapoi. Un copil care practic l-am văzut cu lacrimi în ochi și atunci și acest lucru a contat foarte mult pentru mine și am făcut acest pas. Este și ziua soției mele și eu cred foarte mult în Dumnezeu și atunci cred că există un Dumnezeu sus și nu avem nevoie de lucruri care să se întoarcă împotriva noastră, mai ales că Alex Kipchoge, dacă suntem obiectivi, ne-a ajutat la Banja Luka și ne-am calificat cu golul marcat de el. Dar astea n-au nicio relevanță și nu facem o comparație între ceea ce înseamnă Alex Kipchoge ca jucător și ceea ce s-a întâmplat în trecut. Fiecare poate greși. Am ținut cont de scuze, am ținut cont de tot ceea ce înseamnă și ce v-am relatat până acum și din momentul de față Alex Kipchoge revine la echipă și sunt fer convins că o va face mult mai concentrat și ne va ajuta pe viitor. De foarte multe ori un scurt circuit de genul ăsta aduce numai lucruri pozitive, nu negative. Și atunci mi-era foarte ușor, dar cred că pierdea toată lumea. Și CFR-ul n-are nevoie de să piardă un jucător precum Kipchoge. Kipchoge n-avea nevoie să iasă pe ușa din dos și atunci eu a trebuit să fiu un mediator așa și să fac lucrurile ca atare, ceea ce am și făcut. Când jucați, când erați jucător, ați avut un moment din acesta de așa de nervozitate? Am avut, da. Mai tânăr, am avut, da, da, da. Am avut. Și m-au și fost eliminat din antrenament, dar după care am fost reprimit. Și chiar Mircea Lucescu a făcut odată cu mine lucrul ăsta, Viorel Hizo, și atunci, fiind un jucător coleric, îmi dau și eu seama ceea ce simte un jucător în momentul unui antrenament. De fapt, noi acum
Lui Otto i-am schimbat puțin porecla, așa să glumesc, și îi spunem valvă. Fiindcă el a făcut o glumă, venindu-i mingea în gură, i-a spus scuipă valva. O glumă. Și de atunci îi spun valvă. Da, de la acea glumă. Am vrut să fac o paranteză așa și să ieșim din sfera asta așa de nervozitate și de creată artificial într-un moment ăsta. Îi veți face ca Domnul Otto de ziua lui câteva minute? Nu știu ce se va întâmpla, nu știu, nu pot să promit lucrul ăsta, face parte din lot, va face deplasarea cu noi, el trebuie să fie mândru că dintre 6 portari care i-am avut la pregătire la începutul acestei campanii și de când am venit eu la echipă, a rămas practic în primii 3 portari. Și asta este deja un cadou făcut. Nu neapărat pentru el, este meritul lui. Este un băiat care va crește, un băiat la care eu țin și este ca și copilul meu.